Deși nu este pentru prima dată când în urma precipitațiilor abundente se inundă centrul orașului Cernavodă, localnicii au rămas șocați când și-au văzut mașinile înghițite de apă. În mai puțin de o oră, ploaia a făcut prăpăd, zeci de magazine și locuințe au fost inundate, iar proprietarii spun că pagubele se ridică la câteva zeci de mii de lei. Pe unde mi-a dus-o apa, mi-a distrus-o, frigiderele a intrat apă în toate, cam astea ar fi pagubele. Cam cât estimați că valorează tot? Jur de câteva milioane. Așa se întâmplă la fiecare ploaie? Da, bineînțeles. După ce șuvoaiele s-au scurs, străzile arătau ca după bombardament. Carosabilul a fost distrus, dalele de pe trotuare au fost mulse, iar în centrul orașului abia dacă se mai poate circula din cauza mâlului. Autoritățile locale au trimis deja echipe de muncitori pentru a curăța străzile afectate și pentru a toaleta copacii afectați de vijelie care stăteau să se prăbușească. Conform datelor de la stația meteo din Cernavodă, în mai puțin de o oră, luni seara, au căzut aproximativ 67 de litri de apă pe metrul pătrat. Schimba considerabil. Cum vi se pare acum? Mai bine ca înainte. Așteptați toamna sau vreți să vină înapoi vară? Nu, să vină toamna, dar nu așa de repede și cu frig și cu ploi multe. A scos din garderobă hainele de toamnă? Erau scoase. Astea mai subțirele. Temperaturile au scăzut foarte mult astăzi. Cum vi se pare? Era mai bine înainte sau acum? Acum? Față căldurile, că am fost la dentist, am ceva în gură. Mult mai bine acum. Bine, și asta e mama natură. Vă place mai mult răcoarea sau preferați vara? Vara, când e mai răcoare. Thank you.
de la Cucina de aseară. Vremea s-a schimbat considerabil. Cum vi se pare? E mai bine acum? Nu. Mai ales orașul cum arată. Ați scos din garderobă hainele de toamnă? Da, am mai scos. Sperați să se întoarcă vara sau să vină toamna? Vine toamna, că s-a apropiat septembrie, nu? Așa sperăm. Spuneți-ne ce s-a întâmplat ieri. Ce pagube aveți la magazin? Păi ia uite, întoarce și filmează, te rog frumos, canapea.